Bună seara! Bună seara! Vă invit să ne așezăm împreună pe acest edificiu afectiv, dacă vreți, care aglomerează oamenii pe care îi iubim, pe care îi admirăm sau la care rămânem conectați, da, și printr-o simplă declarație de prețuire. E atât de sănătos răgazul acesta, nu, în care respirăm. Iată aerul firesc al prieteniilor care încă mai există, al întâlnirilor așteptate, al poveștilor despre oameni adevărați și faptele lor. Și atunci e limpede că avem și de ce și cu ce dărui Românie. Doamnelor, domnilor, începe spectacolul și primul artist care urcă pe scena Dăruiește Românie este tenorul Alin Stoica. Sunt convinsă că seara aceasta va fi pentru dumneavoastră încă un prilej pentru care mărturisirile oneste cumva să se alinieze, de ce nu chiar și declarațiile de dragoste, de admirație pe care le așteaptă invitații care, iată, vineri de vineri, de față cu dumneavoastră, dăruiesc Românie. O viață vreau să o trăiesc din plin. Aș vrea să cred în vise și destin. Mi-e dor să aud un val lovit de mar. Iubind, nu-mi trece viața în zadar. O lume plină de oameni. Oh,
o lume în care să ne facă plăcere să ne așezăm cu toate bune și frumoase ale noastre. Iată o lume care cumva se creionează firesc și prin vocile artiștilor României. Alin Stoica, mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Carmen, mă bucur foarte tare să fiu alături de tine. Te rog să luăm loc. Ce privilegiu că, iată, vocea ta ajunge peste tot în lume, în mijlocul românilor de pretutindeni, acolo unde e atâta nevoie și de artiștii României, da, dar și de poveștile acestea bune și frumoase, să știți, care tot ale noastre sunt, sau poate mai cu seamă, acestea sunt ale noastre. Da, ce să spun, este o mare bucurie să avem atâția oameni talentați care reprezintă țara de cu succes, atât în țară și mai ales în străinătate. De acolo din străinătate, Alin, pentru tine, da, cine aplaudă așa furtunos, dincolo de oamenii care te iubesc, care te admiră, care te prețuiesc, care se regăsesc cumva în rândul publicului, în spectacolele în care tenorul Alin Stoica urcă pe scenă? Am foarte mulți prieteni în străinătate și, bineînțeles, colegi în domeniu, mari artiști cu care am colaborat și am cântat, care sigur mă aplaudă și sunt alături de mine cu tot sufletul. Și da, ce pot să spun? Bineînțeles că cei mai mulți prieteni sunt din Italia, din patria operei. La fiecare întâlnire cu dumneavoastră încercăm cumva să consolidăm zidul acesta al oamenilor extraordinari pe care îi are țara noastră. Un zid care e în măsură cumva să ne și protejeze, un zid pe care ne sprijinim pentru ca, într-un fel sau altul, cursa vieții să fie și agreabilă. Și mergem mai departe cu spectacolul Dăruiește Românie și cu acordul tău, Alin. Privim din nou spre scenă. Alin, vreau să-mi spui pentru tine școala. Cum te-a ghidat prin viață? Cel mai important stâlp pentru mine au fost bunicii mei, care mi-au oferit o educație, spun eu, foarte bună, în ciuda faptului că poate am pornit mai greu în viață, pierzând-o pe mama la o vârstă fragedă și tatăl meu cumva plecând din viața mea. Deci pot să spun că cel mai important stil pentru mine al educației au fost bunicii mei și pe urmă, bineînțeles, școala, unde am învățat și fiind ghidat de ei și către minunați profesori, am putut să ajung, zic eu, într-un loc bun. Extraordinară. Mă gândeam că e foarte important să visezi. E bine că își dorește ceva, ceva foarte așa specific. Și mă gândeam la mine când doream când copilăria mea, am spus eu trebuie să fiu rockstar. Bine, acum am ajuns să cânt operă. Uite, dar, e lângă tine, dar, Olivia. Dar am scos o piesă rock în colaborare cu o trupă rock, Trooper, care sunt de ani de zile. Cu Trooper, da. Și am scos o piesă foarte... Da, foarte Alina frumoasă. A fost aici. Și am fost și la Eurovision împreună. Deci cumva sunt așa un semi-rockstar. Opera, semi-opera pop. Deci într-un fel sau altul, ceea ce îți dorești se întâmplă. Cumva din felia aceasta de tort pe care ți-o dorești, la un moment dat vei și gusta. Asta înțeleg și din mărturisirile făcute până acum de toți cei care s-au așezat în scenariul Dăruiește Românie. Și nu vorbesc prost, chiar este foarte important să visezi și să-ți dorești cu adevărat un lucru. Îți mai zic o treabă, s-a întâmplat, am avut o operație și când m-am trezit din operație nu mai era Pavarotti în viață. Pentru mine era o tragedie, adică pentru mine a trecut așa, nu a contat prea mult. Dar pentru mine a fost wow, a dispărut cel mai mare tenor. Și am spus, bun, s-a eliberat un loc, ia să vedem, aș vrea să fiu și eu tenor. Știi? Măi, și atât de mult mi-am dorit și mă gândeam la Pavarotti cu atâta intensitate, încât am ajuns să câștig în 2017 premiul Pavarotti. Luciano Pavarotti în Italia, chiar de la soția dânsului, am fost în casa lui. Am susținut concerte în casa lui, acolo unde susținea el, pentru prieteni. Am ajuns la Arena di Verona alături de mari artiști, Carreras, Domingo. Adică, vezi, până la urmă, e foarte important să visezi, că nu se știe niciodată. La un concurs la care inițial nici n-am vrut să particip. Și au insistat foarte multe persoane, hai mă, mergi. Până la urmă, da, asta zic. Spune acum repede, Ana, o să premieră, înțeleg? Da. De Cătălin Crișan, artistul Cătălin. Cu
Berții, minunat, te așteptăm din nou lângă noi. Da, chiar e ziua noastră. Cred de fiecare dată când punem la cale o faptă bună și când găsim răgaz să ne așezăm așa împreună și să ne privim de aproape, da, e ziua noastră. Cum bine ai spus, Ducu. Hai, te rog, te rog, te rog. Mulțumim frumos, o premieră, înțeleg. Da, da. Mulțumim foarte mult. Câteva premiere am scris în seara aceasta prin întâlnirea cu românii de pretutindeni. Mi-amintesc că la începutul emisiunii am ascultat Alin o melodie interpretată excepțional, dar scrisă, nu, și compusă de Cătălin Crișan, artistul Cătălin Crișan. Prietenul meu, drag, da. Îl salut. Pe și care... mulțumesc pentru minunatele piese. Pe care tocmai ce l-am regăsit și în scenariul Dăruiește Românie chiar săptămâna trecută, dacă mi-amintesc bine. Și ne pregătim de încă o melodie, nu, Alin, în aceeași formulă, da? Da, tu, artistul de pe scenă, de, iar de Cătălin... și orchestrată de George Natsis, iar eu sunt interpret. Da. O echipă minunată pe care aștept să o descoper și în spectacole extraordinare pe care să le ducem acolo, aproape de dumneavoastră, români de pretutindeni. Pentru seara aceasta vă mulțumesc. Și noi mulțumim din suflet. Noi mulțumim mult. Mulțumim și noi și copiii World Vision vă mulțumesc. Bravo. Și mult, Ana, noroc, mult noroc pe drumurile tale. Mulțumesc frumos. Ana, cum a fost pentru tine experiența aceasta? Sigur, e poate prea devreme să o așezi în cuvinte, dar totuși îndrăznesc să te întreb. A fost o experiență minunată și aș reveni de câte ori, de oricâte ori m-a schimbat dumneavoastră. Este minunat. Am înțeles, am înțeles. Deci trebuie să mai facem emisiuni în care să se regăsească în distribuție și Ana. Iar lecția, poate, pe care undeva acolo ai așezat-o într-o memorie afectivă din tot ce ai auzit de la artiștii României, dar și de la românii din străinătate, iată, pe care i-ai cunoscut în această seară aici, ar fi? Trebuie să lupt și să muncesc pentru visul meu. Așa se face, da? Exact. De acord. Dana, felicitări pentru ce faceți acolo. Mulțumim tare mult. World Vision România, iată, aduce în fața noastră astfel de copii pe care îi înscrie în programe educaționale, pe care ce bine că împreună putem să le promovăm. Televiziunea Română este și rămâne un partener de nădejde în promovarea programelor educaționale, iar în cazul acesta la Dăruiește Românie, ambasador al copiilor de pretutindeni. Ce privilegiu că, iată, putem cunoaște astfel de tineri care vor scrie pentru fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, o poveste mai bună. Te rog, Alin, voiai să spui ceva? Da, voiam să spun că dedic următoarea melodie minunatelor femei din viața noastră și, bineînțeles, eu, soției mele. Vă iubim și vă prețuim. Vă iubim și vă prețuim pe dumneavoastră, artiștii României, și pe dumneavoastră, românii de pretutindeni. Alin, te invit din nou pe scenă. Din nou vreau să mulțumesc pentru ce am trăit împreună în această seară și vreau să cred că reușim, iată, să fim din ce în ce mai mulți în această echipă a binelui, cum spun de fiecare dată. Nu uitați de site-ul worldvision.ro, acolo puteți răsfoi pendelete, 860 de povești care aduc în fața dumneavoastră protagoniști extraordinari, iată, copii precum Ana Maria, care vorbesc despre noi și despre ceea ce putem înfăptui noi împreună pentru România. Am văzut, mi-ai spus că numai tu și numai tu vei fi a mea. În ochii tăi eu m-am pierdut, m-am regăsit, am renăscut și te-am iubit. Ești viața mea, destinul meu, speranța mea, șampania mea și ești orgoliul meu. De vor fi